Cum procedezi în clipa când afli că soțul tău are o relație adulteră cu o altă femeie? Iată, exact în clipa aceea, în șocul cel mai mare, cum procedezi? Ce să faci? Că posibil că el încă nu este acasă, el încă nu a venit, urmează să discuți, urmează prima discuție. Ce să-i spui? Cum să faci? Cum să procedezi mai departe? Ești total dezorientată, nu știi ce să faci mai departe. Cum să procedezi? s-ar putea întâmpla să fi făcut o căutare pe internet și atât tocmai ai ajuns la acest video. Eu sunt pastor și răspund online la întrebările oamenilor care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu din prima sursă, din Biblie. Eu țin în mână Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Și cu cea mai mare bucurie vin aici bucurii pentru ceea ce s-a întâmplat, nu mă bucur deloc. Mă bucur că pot să vă dau sfaturi din Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu mă bucur deloc de ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră. Dar vă voi sfătui cum să procedați într-un chip plăcut lui Dumnezeu, într-un fel care poate aduce o schimbare bună, care poate repara, care poate salva căsătoria dumneavoastră. Citesc întrebarea. Deci am o întrebare, dar să vă scriu mai întâi istoria noastră. Soțul meu a plecat cu 20 de ani în urmă în Irlanda. Chiar deodată, în anul următor, s-a cuplat cu o femeie. Fiecare an venea acasă, stătea cam o lună-două, și uh, am continuat să fiu în relație cu el, uh, dar știam că el se întoarce cu acea, la acea femeie înapoi. După câțiva ani, a început să se poarte frumos cu mine trimitea bani, când venea acasă, se purta ca un soț aproape normal și am început să-i spun, ori cu mine, ori cu ea, dar el continua să mă mintă că nu mai este cu acea femeie. Deci luna asta am comis un păcat și am pus telefonul să înregistreze când plecam la muncă și am descoperit că el vorbea în fiecare zi cu ea și făceau planuri când și cum vor pleca. Au plecat acum o săptămână. A plecat cu ea. Întrebarea mea este ce să fac, să nu mai vorbesc cu el, să mă despart de el, deși el vrea să continuăm ca și soți și soții. Menționez că el nu este creștin și eu să o foarte mult. Cer scuze. Da. Grav, grav, foarte grav. Și eu cred că ați făcut o mare greșeală aici Că nu l-ați oprit când, din moment ce știați de acum că ei pleacă, știați planurile lor, trebuia să vorbiți cu el atunci, nu să lăsați până el pleacă cu femeia aceasta. Aici ați făcut o mare greșeală. Trebuia să interveniți imediat când ați auzit. Și orice femeie, prima dată, când ai prim primele dovezi că se întâmplă așa ceva, atunci, deodată, trebuie să intervii și trebuie să ai discuția. Și discuția trebuie să fie foarte clară în discuția asta trebuie să-i vorbești soțului și trebuie să decideți cum procedează el mai departe și lucrurile trebuie să puse categoric, ori într-un fel, ori în altul. Deci, iată, primul lucru și ar fi bine să vă notați într-un caiet undeva să vă notați locurile de scriptură pe care trebuie să-i le spuneți soțului. Primul loc de scriptură pe care trebuie să îl puneți este Evrei, capitolul 13, versetul 4. Și acolo scrie așa, căsătoria, să fie ținut în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea Și atunci să-i spuneți soțului așa, căsătoria nu este invenția mea, dragul meu, căsătoria nu este invenția ta, căsătoria este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu a instituit căsătoria, El care m-a creat pe mine femeie și pe tine te-a creat bărbat. Și El a pus în inima noastră dragoste unul pentru altul și El ne-a condus ca să formăm o familie. Și noi avem responsabilitate înaintea Lui, înaintea Creatorului nostru care ne-a creat. Noi trebuie să ne trăim frumos căsătoria. Mai mult decât persoana mea, tu trebuie să respecti instituția căsătoriei. Tot așa cum eu, mai mult decât persoana ta, trebuie să respecti instituția căsătoriei. Și aici este scris. Căsătoria trebuie să o țin în toate cinstea și patul să fie nesporcat. Acum îi spui, tu, prin acțiunile tale, tu necinstești căsătoria. Tu necinstești căsătoria, tu spurci patul, tu spurci relația noastră conjugală și noi nu putem avea o relație bună pe care tu o spurci și ai spurcat -o. Și apoi, Dumnezeu spune că va judeca pe curvari și pe prea curvari. Acum îi spui, eu nu vreau să ne căsătoria și eu, pentru că a trăi într-o relație, a continua căsătoria cu un preacurvar, sau cu o femeie desfrânată a continua o astfel de căsătorie, asta înseamnă că ne și eu căsătorie. Asta înseamnă că eu ce mă angajez să trăiesc în poligamie sau în ce? Nu, eu nu fac asta. Eu nu fac asta. Deci de aceea trebuie să hotărâm azi. Ori tu o rupi categoric, total, de plin, te pocăiești și o rupi cu femeia aceasta total și tu mai mult nu mai ai niciodată nicio relație, categoric nicio relație nu mai ai cu femeia aceasta, și noi trăim împreună, ne trăim viața împreună, ori noi nu mai putem trăi. Din clipa când tu mai ai o dată relație cu femeia aceasta, noi divorțăm, eu divorțez, pentru că nu putem merge și divorțul este o singură pricină dată pentru divorț și asta este adulterul. Și dacă tu continui și te întorci înapoi la femeia aceasta, atunci nu mai pot rămâne în căsătoria aceasta, pentru că a rămâne în căsătoria aceasta înseamnă că și eu voi necinsti căsătoria tot așa cum o faci tu. Dar eu nu vreau să necinstesc căsătoria și nu vreau să fac asta. De aceea, trebuie să te hotărăști azi și să hotărăști categoric. Ori o rupi definitiv cu femeia asta, o rupi definitiv, ori noi nu mai putem, ori orup definitiv cu mine. Nu, nu, mai putem. Tu, tu o rup definitiv cu mine, pentru că tu, tu nu vrei. Ori, ori, rămâi în căsătorie, ori nu mai poți fi. Dar dacă ești în căsătorie, atunci îți trăiești căsătoria frumos, corect, cum trebuie să o Cum trebuie să o trăiești. Iată, asta trebuie numai decât să vorbiți cu soțul și trebuie să fiți hotărâți să acționați așa. Da, eu știu că foarte multe femei, ele își iau o parte mare de vină pentru că ele tolerează asta. Iată, gândiți-vă, știu știut deja de 20 de ani în urmă, știu despre lucrul ăsta, aproape 20 de ani în urmă, și ați tolerat tot timpul ăsta. Păi el s învățat, el să învăța ce să gândește el, care e casa o proastă, mă iertați de expresii care o spun, că nu vreau să mă jignesc pe dumneavoastră, dar de obicei așa gândesc. Oamenii care sunt, că e mare ca o proastă care o să-l accepte oricum, știu de nu o să-l primească, orice nu face el, totdeauna o să-l primească. Și atunci, iată, asta îl încurajează pe el ca să ca să ne cinstească căsătoria și să trăiască în adulter și să-i vină toate consecințele astea grave asupra lui. Nu, nu poți tolera. Și am mai auzit despre un alt caz. Când unul tot așa, fiind creștin, la dumneavoastră soțul nu e creștin, dar am auzit un caz când cineva, fiind creștin, chiar zice că ar fi fost și un lider, un predicator undeva în biserică. Uite, domnul a zis că el acasă copii, soții cu patru copii și el zice că i-a venit lui, nu știu ce s-a îndrăgostit el și s-a dus la alta. Dar mai vine și la soția lui și asta blândă fiind îl primește și pe el. Îl primește deci dacă poate el într-o zi se va întoarce acasă și nici cum nu i-o pune tranșant. Că el mai vine aici, femeia se mai gândește că e cu patru copii, rămâne singură, ce să facă, mai are nevoie de ajutorul lui, că el trebuie să-i dea întreținere, să o ajute și cu copiii. Dar are nevoie și de relație intimă cu el. El îl primește, îl accept. Și atunci îl... Sunt confortabil, dar El se duce și la aceea, vine și la asta și el îi spune, auzi încă ce mai trece prin cap? Zice, da, păi și împăratul David a făcut așa și ce probleme. Domnul l-a iertat. așa îi trece lui prin cap, cu așa argumente vine el ei și el îi spune că nu, eu într-o zi, într zi o să mă întorc și o să fiu numai cu tine. Și tot așa o măgulește și o prostește pe femeia asta. Nu, deci vreau să știi că femeia asta atunci devii părtaș cu dânsul la necinstirea căsătoriei. El necistește căsătoria și tu necistești căsătoria pentru că, pentru că tolerezi așa ceva. Nu, nu, nu. Eu pui foarte tranșant. Ori o rupi total și noi trăim împreună, tu o rupi, te pocăiești, o rupi total și noi trăim împreună în căsătorie. Ori dacă tu te mai întorci, o singură dată te mai duci acolo, noi nu mai putem, nu mai putem rămâne împreună. Gata, nu mai putem. Oprim. Asta este. Nu, nu putem continua căsătoria așa. Și da, da, vei depune la divorț. Și știu cine, o zic, cum, cum, nu poate o creștină să depui, dar el o depus, acela care a făcut acțiunea asta, el a depus, el care s-a dus la altă, altă, femeie și i s-a dat șansa, i s-a dat lui șansa ca să vină, să se restabilească, să trăiască, normal și frumos să trăiască în căsătorie, dar el, uite, el nu, nu vrea, să, nu vrea să primească șansa asta și nu vrea să trăiască. Și atunci asta este. Dacă el în felul ăsta vrea să, să trăiască. Dacă vezi o pocăință adevărată și o dorință de schimbare, o dorință de a-și trăi viața frumos, rămâi, trebuie să rămâi și să prețuiești căsătoria. Pentru că dacă atunci când el vrea, să zicem, el se pocăiește, că am văzut alte cazuri. Am văzut femei care ele au vrut numai să prindă firul și nu numai femei și bărbați care au vrut, l a, l-au gata, divorțează. Asta e tot nece registrarea căsătoriei. Când tu sau te legi, da, păi că las, că l-am văzut eu, că el a privit odată pornografii și gata, sau om omul s-a pocăit, s-a de asta, și-a cerut iertare, gata, el vrea să păstreze familia, da, Nu, 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 ea a prins motivul pentru care ea putea să divorțeze și să iasă din căsătorie. Nu, 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 a, nu, nu, încurcați lucrurile, nu cumva să luați acest video să vă îndreptățeți acțiunea voastră, că nu despre asta este video, nu, nici de cum. Deci noi vorbim despre un om care el stăruie să rămână în curvii, să ducă cu o altă femeie și el nu înțelege că trebuie să o rupă categoric. Iată acolo, o femeie nu poate fi părtașă cu dânsul la necesitatea căsătoriei. Nu poți. Căsătoria trebuie să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespărcat. Iată așa să vorbiți cu el, să fiți foarte categorică și ceea ce ați zis să faceți. Nu aruncați vorbe în vânt. Că de multe ori, la mulți oameni, vorbele nu le sunt luate în considerare, pentru că ei aruncă vorbe în vânt. Ei spun una, nu fac, nu se țin, nu, 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 nu trebuie niciodată. Da al vostru să fie da, scriptură așa spune, da al vostru să da și nu al vostru să nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Deci noi trebuie să fim responsabili pentru cuvintele noastre. Nu spun o vorbă până când nu știu că voi face așa și din moment ce am spus o vorbă, fac așa cum am spus nu întorc vorba aceea, dacă am zis așa, atunci acționez așa. Acționez așa cum am spus. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea înțelepciune, înțelepciune duhovnicească, ca să-l ajutați și pe omul ăsta să iasă din cursa diavolului în care a intrat el acum, în curviile este în care trăiește el și în care a fost tolerat, că l-ați tolerat dumneavoastră să trăiască în toate curviile. Este inclusiv acum l-ați lăsat și l-a plecat cu femeia aceea. Deci când se întoarce acasă, vorbiți foarte clar, foarte tranșant și lucrurile trebuie puse aici, puse la un capăt. Nu. Ori așa, ori așa. Ori trăiești cu mine și trăim frumos, ne trăim viața, ori altfel nu, nu putem trăi. Nu. Pentru că tu, tu, deja ai divorțat prin curvia ta. Tu deja te-ai dus la altă femeie. Tu te-ai dus la altă femeie. Ai divorțat de mine. Tu ai divorțat. Tu m-ai trădat. Și noi nu putem. nu putem, continua așa. Și eu nu pot necinsti ne căsătoria rămânând în, într-un fel de poligamie, că tu trăiești și cu ea și trăiești cu mine, asta e poligamie, asta e totală necesitate, asta e desfrâu, asta e, nu, nu putem așa ceva, categoric nu putem așa ceva. Asta e răspunsul, dragii mei, și eu vreau să vă recomand și cartea pe care am scris-o și care este intitulată Sfaturi din Biblie pentru cei căsătoriți. Cartea aceasta o puteți găsi online, este în format tipărit, este în format electronic și în cartea aceasta apropo un capitol întreg. În carte oamenii îmi pun de întrebări legate de situații concrete, situații specifice pe care le au ei și eu îi sfătuiesc din sfintele scripturi cum să procedeze în situația lor. Sunt sigur că cartea vă va fi folositoare, inclusiv iată și despre cazuri de acestea, când adulter, divorț, recăsătorii, toate acestea sunt aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi frumoasă în continuare și pace multă!